Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Învață, crește, dorește cu Eugen Popa. În această seară o să discutăm, pe cât posibil, despre fericire. Este o încercare de a discuta pe acest subiect, probabil că vom discuta pe perioada de mai multe emisiuni, nu doar într-o singură emisiune, absolut. Și voi discuta despre fericire dintr-un punct de vedere mai științific, dacă vreți. Cel puțin la început. După aia, vedem noi, ne, ne, ne relaxăm așa și vedem ce, ce mai este. Dar aș vrea să discutăm puțin despre fericire și să vedem ce înseamnă acest lucru. Sunt convins că mulți dintre voi um, ați văzut un film foarte, foarte frumos, de altfel, cu Will Smith, numit The Pursuit of Happiness, adică În căutarea fericirii. Um, ca și cum fericirea ar fi ceva undeva acolo. Da? Fericirea este undeva extern, este ceva în afara mea. Și dacă ați mai urmărit emisiunile mele, la un moment dat chiar vorbeam despre acest desen care tot apare pe internet și pe care tot auzim pe diverse persoane vorbind despre acest cerc al abilităților noastre. Să da? se arată așa un desen, e un cerc și spune: Ăsta ești tu, cercul ăsta ești tu. Și după aceea ne arată că o săgeată un punct unde în afara cercului și spune aici este unde există magia. Cu alte cuvinte, you suck. Nu există magie unde te afli tu. Tu ești varză. Magia este în afara ta. Da? Ceea ce este, o, după punctul meu, din punctul meu de vedere, este o, o, o prostie crasă și este o limitare fenomenală care ne, ne face să ne simțim oarecum, nu știu cum, ca și cum noi nu suntem buni, nu suntem suficienți de buni, nu suntem suficienți de deștepți, de inteligenți, de de puternici, de frumoși, de cum vreți voi să o numiți, da? Fericirea nu este undeva în afară. Magia nu este undeva în afară. Magia este în noi înșine. Magia este ceea ce suntem noi. Noi suntem magici prin ceea ce suntem. Toată lumea spune că trebuie să fii diferit. Așa este, dar diferența aceasta nu apare dintr-o... Eu știu, mă îmbrac diferit sau vorbesc diferit. Mi-ale cuvintele ca să arăt important. Chiar citeam la un moment dat un studiu pe această temă apropo de limbaj și de Um, cuvintele alese de către anumite persoane, uh, și studiul respectiv evidenția faptul că oamenii care uh, au un limbaj mult prea doct, să-l numim așa, um, în anumite studii care au, studia, care au um, cercetat acest aspect, arătau că acești oameni care au un limbaj mult prea doct, mult prea specializat, să spunem. De fapt, în, în, în opinia celor care interacționau cu această persoană, această persoană era văzută ca fiind mai, mai puțin instruită sau poate chiar mai puțin inteligentă. Pentru că uh, opinia generală uh, are tendința de a merge pe o medie. Da? Deci noi, noi mergem mai mult sau mai puțin ca o turmă ceva ce este în afara turmei, fie că vorbește prea inteligent sau vorbește prea prost, este oarecum în afară. Păi noi ca și um, rasă, dacă vreți, nouă ne place să mergem în turmă, să fim cât mai aproape, să pentru că acest sentiment de turmă ne dă o stare de siguranță, de o stare de protecție și așa mai departe. Când vine cineva care este mult prea peste nivelul nostru, atunci avem tendința să îl excludem oarecum din zona noastră de confort. Uh, și uh, de aceea, unul dintre motivele pentru care, spre exemplu, uh, acum câțiva ani de zile, când era Barack Obama și cu încă un domn care concura pentru prezidenție, cealaltă persoană, concurentul, să spunem așa, uh, era perceput de către populație ca fiind mult prea mult mult prea inteligent. Același lucru s-a întâmplat puțin, dacă vreți, la început, câte lume l-a văzut pe Iohannis zâmbind. Nu foarte multă lume. Nu foarte multă lume se raportează la Iohannis. Însă nu vreau să intru în dezbatere politice acum. Revenim la subiectul nostru cu, cu, fericirea. Deci fericirea nu este ceva extern. Nu este hai să plec în căutarea fericirii. am uh, mai ieșit acum de curând un film pe internet, pe, pardon, la cinematografe, îmi scapă titlul, dar tot așa ceva, un tip, un britanic care este în căutarea fericirii și pleacă el prin lume și face tot de chestii. O comedie drăguță, însă me uh, mesajul pe care îl transmite este același. Că fericirea e undeva acolo și eu mă duc după ea, să o prind și eu, să o găsesc, să apuc și eu un pic din, din tortulețul ăla de fericire. Fericirea este o stare interioară și spre norocul nostru, fericirea poate să fie creată. Noi putem să ne creăm propria fericire. Sunt oameni care spun, dar eu nu știu, pentru că toată viața mea am fost trist, toată viața mea am fost supărat, toată viața mea am fost depresiv, toată viața mea am fost vai de capul meu. Familia, casa, religia, societatea, școala, cultura, copilul, purcelul, cățelul, toate astea, domne, eu am avut o viață foarte grea, foarte grea și eu nu pot să fiu fericit. Sunt bucuros să vă anunț că puteți. Fericirea este o stare intrinsecă, este ceva cu care te naști, dacă vrei să o luăm așa, la, să o luăm la modul uh, filosofic-religios, este dreptul tău divin de a fi fericit. În ultimă instanță, tot ceea ce facem noi, facem pentru că dorim să fim fericiți. Toate acțiunile noastre, toate gândurile noastre, toate manifestările noastre sunt, de fapt, o dorință directă, dar în același timp inconștientă, de ce mai multe ori, de a fi fericiți. Fie că mă duc să-mi cumpăr o prăjitură, fie că mă duc să-i cumpăr iubitei uh, niște flori, fie că vreau să trag mai tare la servici pentru că vreau să obțin o, o, un salariu mai bun sau vreau să obțin o poziție mai bună la servici, toate aceste lucruri îmi dau un sentiment de fericire. Însă, toate aceste... Uh, exemple pe care vi le-am dat și multe altele. Spre exemplu, mă duc să învăț la școală să iau te bune, că atunci voi fi fericit. Nenumărate studii demonstrează în mod... Stai că am mișcat masa, nu știu ce fac pe aici, mă tot mișc. Ok, las așa. Uh, deci tot mai multe studii arată faptul că am trăit și suntem permanent bombardați cu ideea că dacă faci asta, atunci ești fericit un fel de dacă, atunci X. Dacă X, atunci Y. Dacă mănânci tot din farfurie, atunci ești fericit, că uite, să zâmbește mămica frumos. Dacă e note bune la școală, atunci ești fericit pentru că ești printre mai buni din clasă. Atunci primești atenție, încredere și așa mai departe. Dacă uh, ei intră la facultate, atunci o să fii fericit. Dacă ai rezultate sportive bune, atunci iarăși o să fii fericit pentru că ești un sportiv foarte bun. Deci, tot timpul societatea în care trăim, cultura în care trăim și nu vă gândiți că în România nu, asta e o chestie absolut universală. Universală pe pământul acesta, cel puțin. E universală în sensul că am fost condiționați să credem că pentru a fi fericiți trebuie să se întâmple ceva înainte. Toată această filozofie a fost demontată de nenumărate ori, în nenumăratele studii care s-au creat de-a lungul timpului și care arată fără nicio urmă de îndoială că este exact invers. Fericirea este punctul central și succesul se învârte în jurul ei. Cu alte cuvinte, vrei să ai succes, trebuie să fii fericit. Nu e musai că dacă o să fii fericit, dacă o să ai succes, o să fii fericit. Nu e invers. Dacă, ai, dacă ești fericit, ai succes. Um, sunt convins că știți și voi foarte multe persoane care Um, în accepțiunea generală, sunt persoane de succes. Au bani, au casă, au familie, au mașină, au cățel, au purcel, au de toate. Și cu toate așa sunt foarte, foarte triști, sunt foarte supărați, sunt depresivi chiar. Da, Au de toate și cu toate acestea, acea persoană este tristă, este nefericită. Și um, de câte ori căutăm să ne împlinim această fericire prin uh, scopurile pe care ne le propunem, prin aceste scopuri pe care noi să le atin, atingem în speranța că dacă ating acel scop voi fi fericit, toate aceste lucruri nu fac decât să prelungească agonia. De fapt, la un moment dat se studia, din punct de vedere chimic, se studia și s-a ajuns la concluzia că dopamina este un fel de elementul chimic al fericirii, că în momentul în care am de studiat, pentru exemplu, pentru un examen, pentru că examenul ăsta este foarte, foarte important pentru mine și trebuie să-l iau și dacă îl iau, voi fi cel mai fericit om din lume, pentru 3 minute, când am luat examenul, după care trece. Deci, ce se întâmplă? Acolo am luat examenul, sunt foarte fericit, pe moment, de fapt, acea fericire, dacă e, să o descompunem în elementele sale chimice, e vorba de dopamină, care dopamina este un um, compus chimic, dacă vrei, care ne promite fericirea. La un moment dat, și am mai menționat acest lucru, um, s-a creat un, un studiu în care unor șoricele s-au pus niște electrozi în creier și li s-a pus aici o farfuriuță cu mâncare, și aici un buton. De câte ori apusau pe buton, li se transmitea un semnal electric în creier care le activa această dopamină și avea o senzație de bucurie, de plinătate, dacă vreți, pe moment. Și le-a pus mâncare aici și aici butonașul. Acești șoricei au murit de foame pentru că tot timpul dădeau cu lăbuța pe butonul acesta, pe butonul fericirii, cum l-au numit acei cercetători la momentul respectiv, până când și-au dat seama că de fapt e altceva decât acest lucru. Și cu alte cuvinte ce se întâmplă? Acum noi nu suntem recei. noi poate vrem prăjituri, sau poate vrem uh, recunoaștere socială, sau poate vrem să fim respectați, sau poate vrem uh, mai știu eu ce chestie. Toate aceste lucruri ne dau o satisfacție de moment, e o chestie temporară, e o chestie care acum vine și acum pleacă. Nu o poți ține, nu o poți agăța. Și atunci veți întâlni foarte multe persoane care au tot timpul nevoie de atenție. Au nevoie să le se spună, să le se arate, să le se dovedească, să um, știe ei acolo, în interiorul lor, că sunt importanți, că și ei contează, că și ei merită ceva. Pentru că așa au învățat. Au învățat că pentru ca eu să fiu important, trebuie să vină cineva să-mi spună că sunt important. Că atunci mă simt și eu important. În cazul nostru, spre exemplu, acum... Um, nu mai avem nevoie de vreun butonaj, pentru că -l avem în buzunar. Scoatem telefonul, ia să vedem. Cine mi-a dat like la pagină? Cine mi-a dat like la poză? Câte share-uri am? Cine mi-a comentat? Ce mi-a comentat? Mi-a spus ceva frumos sau nu mi-a spus ceva frumos? De câte ori ne uităm la mailuri în fiecare zi? De câte ori ne uităm să vedem ce, câte mesaje am primit? De câte ori lăsăm telefonul pe masă și laptopul pe masă? Eu vă spun cinstit. De foarte puține ori, în cazul meu sunt o persoană care stau foarte mult pe internet, stau foarte mult online, lucrez foarte mult, studiez foarte mult online și implicit citesc câte un articol, mă mai uit să văd ce se mai întâmplă pe Facebook, mă mai uit să văd ce se mai întâmplă pe mail, tot timpul am aceasta și mă observ, observ că e ca o, e o impulsiune interioară, este o dorință. Ia să vedem ce mai e nou. Chestia aia, hai să vedem ce mai e nou, ia să vedem ce s-a mai întâmplat, să vedem cine a mai postat, ce a mai postat. Chestia aia îmi generează mie o Um, un mic exces momentan, momentar, um, momen, de moment, un mic exces de moment de, de, de dopamină. Și pentru moment, pentru câteva clipe, mă simt bine. Altă uh, situație de același gen, spre exemplu, fumatul. Da? Trebuie să fumez ca să mă simt bine. Am asociat fumatul cu chestia asta, automat am o senzație de bine. S-a da? creat acest lanț. Însă, fericirea este mult mai mult decât atât. Fericirea nu necesită un impuls exterior, deși suntem tentați să credem acest lucru. Însă, toate aceste studii despre care vă vorbesc ne arată că fericirea este o stare interioară pe care o putem crea, pe care o putem. eu știu, pe care o putem crea și pe care o putem dezvolta. Și am spus, nu o să avem suficient timp în această emisiune, cel mai probabil că o să facem și versiunea și, partea a doua a acestei emisiuni, poate chiar și partea a treia, dar partea a doua, sigur. Și anume, în momentul în care noi ne gândim că avem nevoie de ceva extern ca să ne simțim fericiți, automat ne-am condiționat către o stare de nefericire, pentru că niciodată nu vom avea suficient sau suficiente motive sau stimul exterior ca să ne simțim fericiți. Desigur, Opusul fericirii ar fi depresia, și mă uitam la un studiu făcut în 2010 în Statele Unite care arăta că 44% din uh, angajați, um, nu uh, doar 44% din angajați sunt fericiți la locul de muncă. Um, și spuneau și că este o, rata cea mai scăzută în ultimii 22 de ani. Spre exemplu, în momentul de față, rata depresiei este de 10 ori mai mare decât în anii, în anii 60. Um, iar acum 15 ani, vârsta medie la care o persoană începea să aibă primele, um, să spunem, semne sau primele momente de depresie era în jurul vârstei de 29 de ani, acum 15 ani. Astăzi este jumate din acea vârstă, este la 14 ani jumate de oamenii, tinerii, nu oamenii, da, tinerii, Oamenii, ca ființe, încep să aibă stări de depresie, și această stare de depresie începe să se instaleze la vârste mult mai mici decât în trecut. Dacă ne uităm la toate studiile, toate cercetările, și nu mă refer acum la cercetători britanici, ci mă refer la cercetări și la studii făcute de uh, universități, de instituții de profil în întreaga lume. Dacă ne uităm, vom vedea că. Atunci când se face un studiu, ce se caută? De obicei se caută linia mediană. Cu alte cuvinte, am o teorie, vreau să o testez, creez un studiu ca să-mi testez această teorie și apoi văd rezultatele. Cum au răspuns oamenii la acest studiu? Și din toate rezultatele pe care le primesc, eu scot o medie aici au zis la un moment dat o glumă, nu mai țin minte exact ce ne spunea, dar spunea, temperatura ta este medie, este normală, adică ești în, ești în grafic. Da? Era o persoană care zicea că nu se simte foarte bine. Și doctorul a spus, temperatura ta este în medie, este normală, doar că capul tău este în frigider și picioarele este în cuptor. Dar dacă face media, temperatura aia ta medie este normală, este ok. Chiar dacă acolo e foarte fric și acolo e foarte cald, media este OK. Studiile, toate studiile și cercetările, caută linia mediană, caută punctul, com numitorul comun. Da? Acest, a, asta este, asta este, um, acest numitor comun poate să um, susțină sau să confirme sau să infirme teoria propusă. Însă, când vorbim despre fericire. Nu există un numitor comun, pentru că, tot făcând studii despre studii, așa numitele meta-cercetări, observăm că la fiecare studiu despre fericire și despre pozitivitate, paritatea este de un studiu despre psihologie pozitivă și fericire, un studiu despre fericire la 17 studii despre depresie și distres și boală. Deci, sunt 7, de 17 ori mai multe studii făcute să targeteze, făcute să observe boala și problemele oamenilor, depresia oamenilor, spre exemplu, în mod obișnuit. Sunt 17 studii făcute în această direcție și unul singur care studiază cum putem să fim mai fericiți. Acest lucru. Desigur că ne impactează foarte mult pentru că noi, ca societate, suntem foarte, foarte buni la a fi triști. Suntem foarte, foarte buni la a fi normali. Nu suntem foarte, foarte buni la a fi fericiți. Și uh, există o nouă, nouă, în ghilimele, de câțiva ani, de vreo 10-15 ani, o nouă direcție în Psihologie, așa numită Psihologie Pozitivă. Și dacă sunteți interesat de acest lucru, vă recomand să citiți. Uh, Articole sau cărți scrise de uh, Tal Ben Shahar, care este primul profesor de psihologie la Universitatea din Harvard, din Statele Unite, care, împreună cu uh, asistentul său, au zis, Hai să facem și noi o clasă despre po psihologie pozitivă. Și s-au gândit ei să facă această clasă, s-au gândit că poate or să vină 50-100 de oameni la cursul respectiv. Când s-au dus la primul curs, erau peste 1000 de elevi în clasa respectivă. La Harvard, unde se presupune că. Oamenii sunt foarte fericiți pentru că au foarte, foarte multe uh, beneficii, foarte mu au o prestanță. Domnule, sunt student la Harvard, adică nu oricum, da? Deci, toți acești studenți, toate, toate aceste persoane, sunt de, sunt de, este de presupus că sunt fericiți. Un, stadiu, un studiu făcut de curând arată că 4 din 5 studenți la Harvard se declară depresivi sau nefericiți. 4 din 5. Acea clasă pe care au o creat-o acum vreo. 7-8 ani, dacă țin bine minte, au avut repet cam 1000 de elevi în clasă, adică aproape 15% din populația studențească de la Harvard au venit la acel curs, pentru că oamenii vor să învețe cum să fie fericiți. Așadar, fericire este un lucru pe care îl putem crea și o să vă dau câteva minciunelte. Nu o să vă dau totul acum, o să mai vorbim și data viitoare și săptămâna viitoare despre fericire. Uh, eventual, la un moment dat, chiar o să creez un curs în care o să facem și exerciții practice pe această temă. Dar, în cadrul de față, facem cât putem și vorbim cât putem despre fericire. Am să vă dau un exemplu foarte drăguț, foarte, foarte frumos. Uh, la un moment dat, s-a creat un studiu. Care a avut ca și participanți 180 de măicuțe de la o mănăstire. Acest studiu a fost făcut. Um, în acest studiu au, au fost luate în calcul măicuțe care s-au născut înainte de 1917. Nu știu de ce au ales cifra asta, dar au zis să fie înainte de vârsta respectivă. Probabil că s-au gândit, când, la momentul la care au făcut studiul, să fie peste x vreme, peste x ani. Ce au făcut? au luat toate aceste măicuțe și le-au întrebat cum li se pare viața lor, ce viața au ele, sunt fericite, nu sunt fericite, sunt mulțumite, nu sunt mulțumite. În același timp și aceste măicuțe desigur au dat un răspuns, au spus da, sunt, da mai că sunt bine sau nu mai că nu sunt foarte bine sau viața e ok sau viața e cam, cam nasoală. Um, în același timp au căutat toate aceste măicuțe, au, aveau un jurnal pe care l-au ținut toți acești ani unele dintre ele fiind măicuțe de 60 de ani, 50, adică au fost măicuțe timp de 50 de ani, 60 de ani sau chiar, chiar, mai mult. Și și-au ținut un jurnal, fiecare dintre ele. Și avea vă dați seama, o grămadă de jurnale pe care le-au ținut în fiecare an. Acești cercetători s-au apucat și s-au uitat în jurnalele lor, au indexat toate cuvintele pe care le-au găsit în acele jurnale și apoi au făcut o medie să vadă câte cuvinte pozitive erau folosite de către fiecare măicuță în parte. Rezultatul a fost unul foarte șocant. Și anume, măicuțele care au folosit cele mai multe cuvinte pozitive descriind experiențele de viață, descriind diversele momente prin care au trecut, descriind tot felul de clipe pe care le-au trăit, aceste măicuțe, care au folosit cuvinte pozitive mult mai mult decât celelalte, aceste măicuțe au trăit în medie cu 10 ani mai mult decât celelalte. Cu 10 ani mai mult. De ce? Pentru că au avut o atitudine pozitivă, pentru că au avut o stare pozitivă și pentru că au folosit cuvinte pozitive. O să luăm acum o scurtă pauză și după pauză vom continua și vă mai spune ce s-a mai întâmplat cu aceste măicuțe. Așadar, luăm o pauză acum, ne revenim după pauză. Ok, bine ați revenit, bine am revenit, bine ne-am revăzut. Um, vorbeam despre măicuțe. Înainte de pauză, vorbeam despre măicuțe și spuneam că aceste măicuțe, uh, care au fost mai pozitive, mai pline de viață, mai, uh, mai, uh, își descriau experiențele de viață în termeni mai pozitivi, uh, au trăit în medie cu 10 ani mai mult decât celelalte, decât grupul de control, să spunem așa, decât cele care au mai puțin pozitive. Nu înseamnă că erau negative, celelalte măicuțe. Nu, nu e ca și cum își descriu experiențele într-un mod negativ, ci într-un mod neutru sau negativ. Atenție, neutru sau negativ. Deci, pozitiv și neutru sau negativ. Cam aici se joacă jocul. Așadar, la vârsta de 85 de ani, cele care se exprimau mult mai pozitiv 90% dintre ele erau încă în viață la 85 de ani, comparativ cu celelalte care, la care procentajul era undeva la 33%. Deci, oameni buni, folosiți cuvinte pozitive, fraților. În loc, tot timpul mă, mă, mă întâlnesc cu chestia asta când lucrez cu câte o persoană și îmi spune: "O întreb ce dorești?" și îmi spune: "Vreau să nu mai fiu tristă. Vreau să nu mai deranjeze nu știu ce, vreau să am uh, și să fiu și eu liniștit, domne." că sunt stresat, vreau să fiu liniștit. Și atunci îi întreb, bun, ok, e stresat și vrei să-l fi liniștit. Dar să presupunem, da? De ce facem aici? Ce discutăm? Linia medie, da? Linia mediană. Omul e stresat. Și el cum vrea să fie? Liniștit. Dom'le, vreau să fiu liniștit. Și spun, bun, dar dacă n-ar exista stresul ăsta, dacă tu deja ai fi liniștit, cum ai vrea să fii? Că dacă eu spun, Hai, domne, să fii liniștit. Hai, fi plin de liniște. Te entuziasmează, te, te, te îți creează entuziasm, asta, te entuziasmează în vreun fel, îți creează vreo motivație, te face să te scoli de dimineață din paște și mamă, să vezi ce liniștit o să fiu eu astăzi. Îți dă sentimentul ăsta? Nu prea. Și deci, ce ai nevoie este să încetezi să mai comunici cu tine și cu cei din jurul tău că, vai, ce viața mare și trăi nefericită am eu, maică, și, în schimb, să cauți, să găsești motive pentru care să fii plin de recunoștință. Recunoștința este una dintre elementele cheie către o viață fericită. Recunoștința este una dintre acele uh, secrete, dacă vreți, da, pe care le putem folosi în orice clipă pentru a fi mai fericiți. Așadar, ce vă propun, un exercițiu pe care vi-l propun, este următorul. E unul foarte, foarte simplu. Seara, când vă duceți la culcare, înainte să adormiți, când vă puneți voi în pat acolo, înainte să adormiți, exprimați și aș, chiar aș insista să o faceți cu voce tare, dar desigur, cum vă este cazul la fiecare dintre voi, cum vă permiteți fiecare, să exprimați trei lucruri pentru care sunteți recunoscători pentru ziua respectivă. Iar dimineața când vă treziți, același lucru. Știți, acum chiar lucrez acum la o mică aplicație um, pe care vreau să o lansez o aplicație pe telefon care să ne reamintească de oportunitățile pe care le avem. Câți dintre voi vă treziți dimineața și spuneți, mamă, ce zi extraordinară, mă simt fenomenal, de-abia aștept să încep ziua și să mă duc să fac, să mă duc să realizez, să mă duc să creez, să creez o viață minunată în jurul meu, Când vă, vă treziți așa. Și când vă trezi, băi, frate, iar mă duc la servici, nu e weekend, a, ah, a trecut weekend, vai, ce, pa, iar mă duc să mă văd cu ala. iar vă moacă aia lui șeful de nu mai suport, iar trebuie să mă duc să aia, trebuie să mă duc să aia la altă, Câți dintre voi vă treziți și vă sculați plin de energie și de entuziasm din pat? Chiar vreau să-mi scrieți pe, pe net acolo, pe Facebook și pe mail, să-mi spuneți câți dintre voi faceți chestia asta. De obicei când am cerut de la oameni, am cerut, am invitat oamenii să-mi scrie, mi-au scris acele persoane care chiar fac chestia asta. Acum aș vrea să... Depășiți un pic momentul, ne cunoaștem deja de vreo șase luni și cred că putem să fim puțin mai apropiați, așa. Așadar, și dacă dați cu băta în baltă, scrieți-ne, domne. scrieți-ne, că nu, nu vă ia nimeni la ochi, nu vă, nu vă nu se supără nimeni. Din potrivă, vrem, suntem aici ca să vă susținem, ca să vă ajutăm, ca să fim mai fericiți cu toții. Pentru că dacă tu ești fericit și eu sunt fericit, eu te suntem doi oameni fericiți și noi doi putem să creăm o schimbare. Mai mult decât o pot face doar eu. Suficient cu, asta e România, suficient cu lamentarea, suficient cu, lasă că la alții se poate, domnule, dar numai la noi nu se poate. E, bip, 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 că era să spun ceva acum, nu e adevărat. E aici, totul e aici. Kennedy la un moment dat, când era John Kennedy, da, Jeff Kennedy, președintele Statelor Unite, la un moment dat în spiciul său de instaurare ca președinte a spus, nu vă întrebați ce poate face țara pentru voi, ci întrebați-vă ce puteți face voi pentru țară. Așadar, nu vă mai lamentați că vine zăpada, păi trebuie să vină domne armata, trebuie să vină poliția, trebuie să vină jandarmii să dea zăpada. Nu! De ce trebuie să vină cineva să dea zăpada din fața curții tale? Dă-o tu! Și dă-o bucuros! Cântă un cântecel cel când faci chestia asta. Dacă stai și îți de milă, vai și amar, va fi vai de capul tău. Atitudinea de fericire este, este o atitudine. Fericirea este o atitudine. Este ceva pe care tu o poți crea. Poți să stai acolo mic și chicârjit așa și obosit și vai ce viață grea am. Sau poți să zici, bă, asta e situația, hai să vedem ce facem mai departe. Diferența între optimiști și pesimiști. Am să vă dau un exemplu care o să vă cam strice unora dintre voi, mai ales pesimiștii, că vorba aia, deja pregătiți să, fiți, să vi se strice seara, dar acum vă pun și cireașa pe tort. La un moment dat s-a făcut un studiu în care se Uh, au luat uh, două grupe. Pesimiști și optimiști. Au autodeclarații. Da, autodeclarații. Au spus, domne, sau. Da, cred că au autodeclarații. Au spus, domne, tu cum te simți mai degrabă? Pesimist sau mai degrabă optimist? Păi ăsta eu sunt optimist, ăsta e pesimist. Bravo! Hai să facem acum să vă dăm un ziar și le-au dat un ziar și le-a spus următorul lucru. Numărați câte poze sunt în ziarul acesta. Și oamenii s-au apucat să citească ziarul și au început să numere câte poze sunt. Pe pagina 2, deci te uiți la ziar, dai da, coperta și deschizi ziarul. Pe pagina 2, mare de tot, scris cu litere de cap, cu litere mari, că toată pagina scria clar. În acest ziar sunt 43 de poze. Nu mai număra, închide ziarul, ai terminat exercițiul. Pesimiștii au căutat mai departe. Nu au văzut chestia aia. La jumătatea ziarului, o poză mare de toți scria în. Ace... spune experimentatorului că ai văzut această poză, a încheiat experimentul și să-ți dea 250 de dolari. Pesimiști au trecut mai departe. Cu alte cuvinte, atitudinea lor interioară nu le permite. Să vadă nenumăratele oportunități care se află în jurul lor. Din cauza atitudinii pe care o au. Această atitudine de perdant, de pierzător, de lamentator. Poate imități un cuvânt acum. Ăia care se plâng și se smiergă și vai de capul meu ce viață grea și nefericit. Au astfel de experiențe. Nu pot să vadă ceva pozitiv. Vin unii și spun, domnule, stai că asta e o chestie genetică, e o chestie, nu e, nici n-am niciun control asupra asta. Nu e adevărat. Întotdeauna poți să faci ceva. Întotdeauna poți să faci ceva. Sunt oameni care se nasc cu un handicap. Cu un handicap, nu au picioare și devin atleți extraordinari. Pentru că în familia lor, de la bun început, i s-a spus acelui copil, în această familie nu există, nu pot. Deci nu există, nu pot. Nu pot este o atitudine, după cum și pot este tot o atitudine. Nefericirea este o atitudine, după cum și fericirea este o atitudine. Dacă vrei să fii fericit, trebuie să faci ceva. Nu poți să stai în fund pe scaun și să plângi de milă, că aia nu înseamnă că faci nimic. De-abia că te adâncești și mai, rând, mai, mai puternic în borcanul cu melancolie. Vrei să fii fericit? scoală te frate, în picioare. Uite, fără, facem aici, da? De Te în picioare. Acum nu pot să mă scol prea mult. Da, așa s-a mutat camera. Te scoli în picioare și zici, gata! Ok, S-a întâmplat ceva, e ceva nasol, e ceva nepotrivit, e ceva care nu-mi convine, e ceva care m-a supărat, care m-a întristat. Hai să vedem ce putem face în legătură cu acest lucru sau cu alt lucru. Dar nu stau acolo băgat cu totul, vai ce greu, vai ce greu, vai ce tristețe, vai a murit pisica, kitty-a mea a murit. Păi lasă frate, a murit, acum ce se face, că e moartă. Hai să ne mișcăm să mergem în altceva, să facem, poate găsim o kitty mai nouă, upgrade. Da? L am ochi mai performantă. A murit pisicuța asta, pe las că un una și mai șmecheră decât asta. Una și mai bună decât asta. Una... Hai, nu stați acolo în tristețe aia. Ieșiți, vă sculați, vă ridicați, vă duceți, faceți ceva. Cel mai bun tratament de departe. Cel mai bun tratament de departe. Al depresiei este mișcarea fizică. Activitatea fizică. Are cele mai puterice, cele mai rapide și cele mai um, persistente rezultate, să spunem așa. Într-un studiu în care au uh, luat un grup de persoane uh, depresive, două grupuri de persoane depresive. Acestora s-a prescris uh, activitate fizică, acestora s-a prescris medicamente. Ambele grupuri au avut rezultate după prima săptămână a doua săptămână peste șase luni când s-a făcut un nou set de întrebări către aceste două grupuri, aceștia de aici aveau o, o rată de revenire de 30 și ceva la sută la starea inițială. Aceștia care au, luat, care au făcut doar activitate fizică, care înseamnă 30-40 minute de trei ori pe săptămână. La asta, despre asta discutăm. dar Nu înseamnă că mama mă bucur acum să fac atletism de performanță. Nu! 30-40 minute de trei ori pe săptămână la acest grup rata de revenire era de 9%. Deci pot să stau un fund pe canapea și să-mi plâng de mile și să mă îndop cu pastile pentru că e mai simplu pentru că nu sunt în stare să-mi asum responsabilitatea rahatului în care mă aflu. Nu sunt în stare să-mi asum starea în care sunt, să zic, da frate, eu sunt de vină că sunt aici. Nu mai dau vina pe ăla că mi-a făcut vecinul și mi-a spart și mi-a inundat tavanul. Ok, s-a întâmplat. Dacă o să stau să dau vina pe el până poi marți, nu o să se întâmplă nimica. Diferența între oamenii care sunt pozitivi și cei care sunt negativi, între pesimiști și negativi și optimiști, diferența se află în cum interpretăm evenimentele din viața noastră. Iar, um, chiar și aici s-a făcut un studiu cum se interpretează chestia asta, și vă voi spune despre el chiar acum. Iată cum. Optimiștii, în general, ca medie, optimiștii privesc evenimentele din viața lor ca fiind restrânse, dacă vreți, geografic, să spunem de o intensitate mai scăzută. Mă discutăm acum, desigur, despre evenimentele negative. Deci, sunt restrânse ca arie și sunt de scurtă durată. Pesimiștii tind să vadă o problemă ca fiind una globală și permanentă. Da? Tind să vadă ca pe o problemă globală și permanentă. Cu alte cuvinte, dacă ți-a murit rața, o să zici, vai, nu mai găsești chiar o rață ca asta. Așa este, nu mai găsești rață ca asta. Dar poți acum să găsești una mai bună. cu tău. Când discutam mai devreme și spuneam că atunci când se fac cercetări, se, gă se caută linia medie, atunci când ai câte o excepție de la medie, cu alte cuvinte, există media asta, da, pe aici, este media asta și pe undeva pe aici mai există un punctuleț pe graficul tău. Ai 100 de puncte, 99 sunt pe aici și ai unul care e pierdut prin spațiu pe aici. Deasupra mediei, știi ce se întâmplă cu ăla de obicei la orice studiu care se realizează? Îl șterge de pe listă pentru că este o anomalie. Îmi strică, domne, cercetarea. N-am cum să-l iau un calcul, că e prea ciudat, e prea e o anomalie. Dacă e unul singur, e o anomalie. Dacă sunt doi, tot anumele. Dacă sunt zece, e altceva. Îmi ridică și mie media cu totul. Dar unul, dacă e aici și restul stă aici, ăsta e o anomalie. Nu-l iau un calcul. Ei bine, când discutăm despre fericire, noi nu ne uităm la medie, ne uităm la ăsta de aici. Ce face ăsta? Ce face punctulețul ăsta? Ce face costică ăsta de aici? De el este deasupra tuturor. Cum face el să fie aici, sus? Cum face el să ajungă acolo? Ce atitudine, ce mentalitate are acest costică ca să facă acest lucru? Și într-o emisiune viitoare, la un moment dat, o să discut despre uh, ceea ce în engleză, uh, dar, de fapt, și în română pot să o traduc, are însemna un. un um, o structură mentală, dacă vreți, sau o, o, un, un tip de atitudine mentală. Există oameni cei mai mulți care spun, domne, inteligența este fixă, nu poți schimba acum, o ai, cu aia rămâi și la revedere. Și există tot mai multe studii care ne dovedește că ne dovedesc că nu este așa. Există tot mai multe studii care ne arată că nu, de fapt, inteligența poate să crească. Noi putem tot timpul să ne dezvoltăm, noi putem tot timpul să creștem, să fim mai mult decât suntem. Dar asta de unde vine? Dintr-o atitudine. Și acum, că tot am vorbit de măicuțe în această seară, așa a fost să fie, vreau să revin la o chestie, la, la, la o expresie pe care o cunoașteți cu toții. Fie că sunteți sau nu religioși, nu contează. Și ea sună așa. La început a fost cuvântul. Așadar, vrei să schimbi atitudinea pe care o ai? Vrei să schimbi felul în care vezi lumea? Vrei să schimbi modul în care interpretezi evenimentele din viața ta, atunci schimbă cuvintele cu care descrii experiențele pe care le ai. Exemplul de mai devreme, cum vorbeam despre maicuțe, descriau experiențele lor de viață în cuvinte mult mai colorate, mult mai pline de sevă, pline de esență, mult mai pline de viață și mult mai pozitive decât celelalte. Sunt nenumărați oameni pe care întreb, cum ești? Bine. Și ce ai mâncat astăzi? Mâncare. Și cum mai e? Ce o să faci astăzi? Nu știu, o să fie ok. Da? Cunoașteți astfel de oameni? Sigur, nu sunteți voi ăștia. Dar știți oameni care se fac, care sunt așa. Și uh, cum a fost la serviciu astăzi? Ok. Și cum a fost aseară cu iubita când v-ați văzut și voi în sfârșit după atâta vreme? A fost bine. Dar vreodată să-i întreb să zic, domne? Mă simt extraordinar. Am avut o experiență fenomenală. M-am văzut cu iubita, ne-am -am, lipsit atâta vreme, am fost separați acum. Uite, ne-am reîntâlnit în sfârșit. Vai, a fost o seară minunată. Am uzea, auzeam vuietul pădurii și era o senzație extraordinară. Și parfumul acela mă nebunea, domne, nu mai puteam de bucurie, de fericire, de plăcere că eram acolo cu persoana iubită și mă simțeam. Și câți oameni ne-au zis să exprimăm în felul acesta? Pe câți? Dintre prieteni, nu vorbim de voi, da? Deci voi sunteți, ok. Nu vorbim de voi. Vorbim despre. Pe câți dintre prietenii voștri auziți folosind aceste cuvinte pline de culoare, pline de sevă? Sau ai zici, bă, hai la o bere că vreau să mă simt bine. Adică să mă bag ca, ca porc. Nici nu mai vorbesc bine. Da? Deci, folosiți cuvinte cât mai pline, cât mai încărcate. Pentru că acele cuvinte vor genera starea pe care o aveți. Oamenii care își descriu experiențele în cuvinte pozitive, pline de sevă, pline de culoare, sunt oamenii care sunt cei mai fericiți. Și nu sunt fericiți pentru că ceva. Nu, nu, nu. nu. Sunt ceva, sunt, sunt, fericiți și pentru că sunt fericiți, se mai întâmplă și ceva. Mai au și succes și aici, și aici, și aici. Sunt genul de oameni care, domnule, ăștia sunt norocoși. Nu știu cum facem frate ăsta care nu m-a noroc tot timpul. Norocul acesta de care vorbim vine într-o atitudine. Iar această atitudine se poate crea, se poate învăța, se poate construi. Vă spun asta și din experiență proprie. Vă spun asta și din experiență pe care am lucrând cu oamenii cu care am lucrat până acum. Îi vezi că intră în cabinet... Cocoșați de supărări, de tristețe, de dureri și când ies din cabinet, îi văd că zboară pe ușa afară. Zic: "Măi, mai agăță te de balustradă de aia, să nu e pe cer în sus." Pentru că și-a schimbat atitudinea, și au schimbat vocabularul. Până acum spunea: "Îl întreb ce vrei." Și spunea: păi nu mai vreau să. Lasă-mă ce nu mai vrei. spune ce vrei." "Lasă ce nu mai vrei. spune ce vrei." Așadar, și pe tine te întreb acum când îmi descrii viața ta și când îmi descrii ce îți dorești în viața ta, descrie acel lucru în termeni pozitivi. descrie acel lucru ca și cum problema pe care o ai nu există. Așadar, dacă deja ești ok, dacă deja ești liniștit, dacă deja ești mulțumit, dacă deja ești în păcat, dacă deja ești calm, relaxat și cum mai vrei tu, dacă deja ești aici, dacă deja ești în medie, Ce vrei? Ce este peste medie? Care este ținta pe care ți-o dorești, pe care vrei să o atingi? Ce vrei? În termeni pozitivi. Pentru că ne-e foarte ușor să cădem mereu în acea obișnuință verbală. Să spunem: Nu mai vreau să, nu mai vreau să, nu mai vreau să. Dar hai să trecem puțin mai departe. Hai să creștem un pic, fraților. Hai oameni buni, hai să creștem un pic, să trecem, de, să, creștem de, să trecem de pragul ăsta cu nu mai vreau. Hai să trecem la vreau, sunt, pot. Hai să trecem acolo. Să facem pasul ăsta. E un pas mic, dar știi cât contează? Mic, dar contează enorm de mult. Deci, faceți pasul acesta. Schimbați vocabularul. Schimbați modul în care vă vorbiți voi, vouă înșivă. Acel limbaj, acel așa comunicare pe care o aveți cu voi înșivă. Schimbați-o. Dacă îți pui în mod repetat, eu nu pot, eu nu sunt în stare, eu nu știu, chiar așa și va fi. Ford avea o vorbă și cu toți eu știți, sunt convins. Fie că tu crezi că ai dreptate sau crezi că greșești, întotdeauna ai dreptate. Viața pe care noi o avem cu toții, fiecare dintre noi, viața noastră, este rezultatul gândirii noastre, este rezultatul atitudinii noastre interioare. Așadar, dacă vreți să fiți fericiți, începeți cu modul de exprimare, începeți cu vocabularul pe care îl aveți. Și în momentul în care faceți acest lucru, veți vedea cum încep să apară mici miracole în viața voastră. Pentru că. Fericirea este în voi. Fericirea vă puteți crea. Așadar, acum, iată, deja ne-am apropiat de finalul emisiunii, ce aș vrea să vă rog este, dacă v-a plăcut ce am discutat aici, să ne dați și nou acolo un like, un share pe pagina noastră, dacă aveți comentarii, dacă aveți întrebări, dacă doriți să împărtășiți cu noi și de ce nu, cu telespectatorii, cu toți cei care urmăresc această emisiune, vă rog să ne trimiteți poveștile voastre de succes. Vă rog să ne trimiteți Experiențele voastre minunate. Și vreau să vă adresez această întrebare la sfârșitul emisiunii. Când a fost ultima oară când ați fost foarte, foarte fericiți? Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem săptămâna viitoare cu partea a doua a acestei emisiuni, că n-am terminat, după cum știam. Ne revedem săptămâna viitoare. Repet, dacă vă place ceea ce facem aici, dați-ne și nouă un like pe Facebook, un mesaj pe Facebook. De asemenea, mă puteți contacta la contactarondhypnoza.ru sau contactarond eugenpopa.com sau îmi puteți scrie pe pagina de pe Facebook în privat sau chiar și mai mult ce îmi doresc mai mult de la voi. Vă rog frumos, haideți să ne împretinim și mai mult, ne cunoaștem deja de ceva vreme, comentați pe pagina acolo la, uh, la comentarii pe pagina noastră. Bun, vă mulțumesc frumos, o viață și o seară fericită. Numai bine, la revedere!